Zăpada din această perioadă aduce bucurie nu doar copiilor, ci și animalelor. La Sibiu, la cea mai veche grădină zoologică, Balu, singurul urs de aici, a fost filmat în timp ce se juca singur în zăpadă. Alte imagini cu o ursoaică cu patru pui au fost surprinse în zona Cheile Bicazului. În Parcul Național Cheile Bicazului, o ursoaică împreună cu cei patru pui au fost surprinși în timp ce se plimbă prin zăpadă în căutarea hranei. Iar la un moment dat, ursoaica vede camera și se oprește să o analizeze. Imagini spectaculoase au fost surprinse și la grădina zoologică din Sibiu, acolo unde Bălu, singurul urs de la grădina zoologică din Sibiu, a fost filmat în timp ce se juca. Deși are 24 de ani, Bălu se comportă asemenea unui copil. Se joacă singur în zăpadă sau cu un cauciuc agățat în interiorul țarcului. Momentan avem un singur urs pe Bălu, în vârstă de 24 de ani. Și este un urs bătrân. În mod normal, ei trăiesc în jur de 30 de ani. Dar momentan se ține bine și, după cum vedeți, se și joacă foarte frumos în zăpadă. La grădina zoologică din Sibiu, vizitatorii pot vedea și alte animale care se bucură din belșug de sezonul de iarnă și în special de stratul gros de zăpadă. Acum îl vedem pe el că se joacă cu acest cauciuc, dar peste ceva minute sau chiar și ore putem vedea lupii cum aleargă în țarc și se joacă în zăpadă. Tigrii la fel sunt foarte jucăuși în momentul când văd zăpada. Deci nu numai ursul este jucăuș.